Vedeta nu ar fi reușit să vorbească cu cei doi băieți decât la telefon, așa că a apelat la ajutorul autorităților să-și poată vedea copii. Adriana Bahmuțianu a explicat ce se întâmplă cu averea lui Silviu Prigoană, care este motivul pentru care ea nu poate lua legătura cu minorii și mai ales ce i s-ar întâmpla dacă s-ar atinge de banii sau bunurile pe care copiii le-ar putea moșteni de la tatăl lor. Adriana Bahmuțianu este convinsă că băieții cei mari ai afaceristului i-au manipulat pe copiii ei și ar încerca să le ia averea moștenită de la Silviu Prigoană. Vedeta susține că Maximus ar putea fi sfătuit să le cedeze totul la 18 ani fraților mai mari și spune că asta a încercat chiar ea să evite prin deschiderea succesiunii pentru băieții ei la notar. Sunt alienați, sunt manipulați, sunt spălați pe creier. Evident într-un scop material pe care o să-l demonstrez, al fraților vitreci. Dacă avem doi copii săraci și dacă Prigoană mure absolut sărac și copiii mei nu moșteneau nimic, eu sunt convinsă că frații mai mari ar fi pus ca pe saci de cartofi la ușa mea și nici nu i-ar fi interesat. Așa, pentru că există un interes material. Acești frați mai mari manipulează copiii în ideea ca după ce Eduard va împlini 14 ani să poată merge la notar cu ambii copii și să susțină că ei doresc ca frații mai mari să le administreze averea. Am reușit să împiedic și lucrul acesta pentru. C-am deschis eu. În numele copiilor mei, succesiunea la notar tocmai ca să îi împiedic pe ei să o ceară și să împiedic până la urmă această manipulare grosolană a copiilor mei, cu scopul de a le lua averea. Ca să înțeleagă oamenii un lucru, eu nu am voie să mă ating de un leu din ceea ce le rămâne copiilor mei de la tatăl lor decedat Silviu Prigoană. Nu știm încă ce le rămâne exact, nu știm dacă le rămâne ceva sau nu, dar se pare că totuși ar putea să le rămână ceva din acea casă sau din alte bunuri pe care nu le-am identificat, dar le va identifica notarul în cel mai scurt timp. Eu, ca tutore, ca mamă și reprezentant legal, nu pot decât să semnez împreună cu autoritatea tutelară că administrez. Am grijă de averea minorilor până ce aceștia devin majori, dar nu am voie să iau un leu de acolo. Dacă aș face asta și intra la pușcărien. Secunda 3. De aceea se numește în aceste cazuri și un reprezentant al statului care să vadă dacă nu cumva eu înstrăinez vreun bun, fac vreo manevră bancară și așa mai departe. Nu ai voie decât să le conservi aceste bunuri și ei la 18 ani să decidă cum fac, a mai explicat Adriana Bahmuțianu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.